Unul dintre pionierii puzzle-urilor Jigsaw este cartograful londonez John Spilsbury. Versiunea sa din 1760 a fost realizat într-un panou de lemn pe care lipsește o hartă a lumii. El a tăiat apoi harta în bucăți, fiecare reprezentând o țară sau o regiune. Scopul era să învețe geografia, iar elevii sau adulții puteau rezolva puzzle-ul pentru a se familiariza cu formele și localitățile diferitor țări și regiuni de pe glob. Invenția sa a fost preluată de antreprenorii care au început să fragmenteze fotografii cu peisaje, scene religioase sau imagini cu mesaje educaționale. Producția în masă a jocului a început în anul 1909, datorită companiei americane Parker Brothers. Așadar, jocul conceput ca un instrument de predare a devenit o sursă de divertisment pentru întreaga familie. Și nu în zadar, rezolvarea puzzle-urilor are o mulțime de beneficii. Dezvoltă atenția jucătorilor și capacitatea de a executa sarcini ignorând distragerile. Îmbunătățește memoria și dezvoltă gândirea critică. Este indicat să antrenați copiii în acest joc pentru a le dezvolta motricitatea, coordonarea ochi-mână, dar și unele particularități de caracter, precum disciplina și tendința de a duce lucrurile la bun sfârșit. Jocul puzzle dezvoltă și abilitatea de a colabora, de a socializa și privi lucrurile în ansamblu. Este indicat să mai petrecem și noi, adulții, timpul aranjând piesele unui puzzle. Această activitate ajută la relaxare și reducerea stresului. În plus, dezvoltați în acest fel abilitățile de planificare și organizare. Odată cu înaintarea în vârstă, abilitățile cognitive, concentrarea și îndemânarea scad, iar rezolvarea puzzle-urilor este o metodă bună de a vă antrena memoria, atenția, percepția vizuală și gândirea logică. Puzzle-urile au continuat să evolueze și să se adapteze la tehnologie și la preferințele publicului, devenind o parte importantă a culturii de divertisment. Iar dacă aveți drum în Filipine, vizitați muzeul dedicat acestui joc și admirați cele peste 1500 de exemplare.